La aproape o lună de când apa lacului Iore din capitală are o culoare roșie inexplicabilă, autoritățile vin cu explicația. Motivul pentru care apa are această culoare este o algă. Mădălina Chițu ne explică, ne spune mai multe. Mădălina. Bun găsit! Alga care este responsabilă de culoarea neobișnuită a lacului Iore este nepericuloasă. Asta au transmis astăzi reprezentanții apelor române, care spun că prezența ei nu afectează nici calitatea apei și nici fauna acvatică. Rezultatele venite astăzi fac lumină în ceea ce privește culoarea neobișnuită a apei din lacul Iore. Asta după ce săptămâna trecută, reprezentanții unui ONG de mediu au precizat faptul că motivul pentru care apa din lacul Iore are această culoare neobișnuită îl reprezintă dejecțiile, deversarea de dejecții. Reprezentanții acestui ONG susțineau că aceste dejecții au intrat în contact cu apa și nu s-a produs acel fenomen de diluare și de deplasare, așa cum se întâmplă în cazul apelor curgătoare, căci lacul Iore este o apă stătătoare. În plus, și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit despre poluare. Acesta spunea, citez, există urme de ceva, nu știu, chestiuni care nu ar trebui să existe, de exemplu, niște urme de materii fecale. Așadar, rezultatele venite de la apele române fac lumină în acest caz. În plus, reprezentanții au transmis faptul că rezultatele au fost comunicate și administratorului lacului Iore. Vorbim aici de primăria sectorului 3 și că aceștia sunt obligați să monitorizeze în continuare situația și să se asigure că nu există urme de